Un oraș medieval care datează din secolul XIV, descoperit pe lunca din Costești a râului Botna și care are statut de importanță națională, riscă să fie distrus. Procesul durează încă din 1989, atunci când o parte din terenul sitului arheologic a fost dat în arendă locuitorului din comuna Costești, Vasile Sula, pentru lucrări agricole, dar și pentru construcția unui lac de irigare și a unor lacuri mai mici pentru creșterea peștelui. Primăria Costești, Consiliul Sătesc Costești a reușit să scoată arenda acestui teren în jur de 50 de ari, care de mult timp, este de vreo 30 de ani, un domn Vasile Sulă de la noi din sat, care muncește aici, a arendat în scop agricol acest teren. I-a fost dat de către Consiliu, de către administrația publică, în arendă și prin decizia Consiliului, la una din ședințele precedente, am abrogat decizia de arendă, s-a reziliat contractul de arendă acestui teren. Și urmează acum să se desfășoare acest proiect pe care l-a obținut de Mircea Sulă, deci cu ajutorul Ministerului Culturii, de exploatare a acestei zone, de analiză a terenului respectiv pentru a scoate mai multă informație referitoare la importanța acestui monument. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că situl arheologic este grav afectat din cauza intervenției oamenilor. În Valea Botnei, unde e orașul propriu-zis, vedem un bazin în spatele meu amenajat de cetățeanul Vasile Sula și recent constatăm că a săpat deja un șanț de la Botna până la bazin ca să-și aducă apă. La fel în preajmă, aici unde este un cimitir care datează din aceeași vreme, din secolul XIV, distrus adevărat și de alunecări de teren, însă cetățeanul Vasile Sula a săpat iarăși pentru a-și duce apa de la fântână. Lucrări ilegale și trebuie așa să răspundă pentru aceste lucrări, pentru că a fost atenționat mai înainte. Am făcut o prescripție la primărie pentru că lucrările care vizează construcția, excavările în zona siturilor, obligatoriu e necesar să fie coordonată cu Ministerul Culturii și Agenția Națională Arheologică. În luna mai a acestui an, însă, Consiliul Sătesc Costești a emis o decizie prin care rupe contractul de arendă din 15 ianuarie 1999, încheiat între Primăria Costești și Gospodăria Țărănească Moldova Sula. Totuși, Vasile Sula, cel care arendează această zonă arheologică, deține un document prin care Ministerul Culturii îi permite arenda, dar nu și lucrări ce ar afecta stratul arheologic. Totodată, cetățeanul a construit o locuință, probabil pentru paznic, direct pe situl arheologic. În baza unei decizii semnate în aprilie 2012, de ministrul culturii de atunci, Boris Focșa, Vasile Sula are dreptul să privatizeze lotul pentru că în urma efectuării lucrărilor în 1989, 1993, 2007 și 2011 de către Arheologii Academiei de Științe a Moldovei s-a constatat lipsa stratului cultural al zonei din Costești. Au spus că eu sunt gospodar dubios aici. Eu nu înțeleg ce înseamnă până la capăt, ce înseamnă cuvântul dubios. Dacă eu într-o țară am produs pâine, carne și lapte și din urma mea s-o hrăni cineva și eu sunt gospodar dubios, dar și sa cei care nu muncesc deloc, nu mă așteaptă să tot ei spune în buzunar și să adune milioane. Păi, da, aici e monument de importanță națională și în principiu nu prea aveți dreptul să aveți pământ și roadă. Dumneata trebuie să știi că eu trăiesc într-o țară unei plină de birocrați. Canțelearscă e crâsă, în rusește. Mie când m-am adresat aici, și dacă nu îmi dădea nici decizii primăria, Consiliul Raional, nu îmi dădea, nu-i scălea arheologii, Roșcaș Vasile Guchin, nu îmi dădea voie Artur Cosma, ministrul iscălit, și cu Focșa, păi eu nu făceam nimic cu omul, eu mă stâmpăram ca un om. Dar eu tot am cheltuit o leacă de rublie aici, o țară bună. Bun, și acum deciziile au fost anulate. Și nu știu ce și așa. O să o iei cu dânjbună? Nu o să o iei nimeni, nică, omule. Dar ăștia vor să facă vânt că ei lucrează, știți? Ei iesă de la cinoșul și vin și mai fac o leacă de gust de mâncare.
orașul medieval are dimensiuni impresionante, susțin specialiștii, peste 2 km lungime și 2 km lățime. Experții spun că situl arheologic este mult mai mare ca suprafață decât Orheiul Vechi, dar mai puțin cercetat. Totuși, orașul medieval are șanse să fie salvgardat. Primii pași sunt făcuți. Recent, Ministerul Culturii a dat 20.000 de lei pentru a face delimitarea acestui sit și a efectua niște acțiuni de salvare. De asemenea, Primăria Costești va contribui la acest proiect cu 5.000 de lei, iar Secția Cultură Ialoveni cu 1.000 de lei. Este foarte puțin pentru valorificarea potențialului arheologic aici. Și Consiliul Raional susține întru totul dorința de a găsi aici o zonă potențial turistică pentru așezarea Costești. Avem aici o zonă foarte pitorească, foarte frumoasă și aici unde este situl arheologic Costești, de la început se poate de conservarea acestui teren, unde se pot desfășura activități culturale până la găsirea noi resurse financiare pentru a descoperi acele zăcăminte arheologice care sunt la în fundație. Acest oraș a funcționat puțin, însă urmele lăsate de cei care au locuit atunci sunt impresionante. Sunt construcții de piatră, din cărămidă smălțuită din secolul XIV și casele, unele orășenești, ale unor așa patricieni, să spunem, erau alimentate cu apă prin intermediul tuburilor de ceramică. E nevoie de, spuneam, o ridicare topografică concretă și mai ales după ce se face o ridicare topografică detaliată a întregii zone, e important să se facă scanări magnetometrice pentru a se vedea, așa, mai ales cercetările non-invazive, nedestructive, sunt foarte importante acum pentru că să rămână aceste vestigii și pentru generații viitoare. Noi însă intervenim acolo unde sunt afectate, fie de om, fie de factorul natural. Și vedem aici deja câteva complexe care trebuie salvate, cercetate cât mai rapid posibil, că altfel riscăm să le pierdem. De când a fost descoperit orașul medieval, arheologii au făcut diverse săpături. Piesele găsite pe șantier urmează să fie depuse fie la Muzeul Raional de la Văsieni, fie la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.